mulți și bine ai revenit! Sunt Cristina și îți urez bun venit la un nou episod din exerciții simple și practice. Subiectul pe care îl vom parcurge astăzi are legătură cu anxietatea și este o continuare a ceea ce am discutat săptămâna trecută. Cum putem să rezolvăm momentele de anxietate? Cum putem să ne calmăm gândurile? Cum putem să evităm atacurile de panică și să ne reîntoarcem către niște gânduri constructive. Atunci îți spuneam de două alte exerciții. Unul dintre ele este acela pentru dialogul negativ pe care îl purtăm în mintea noastră și pe care îl tot rulăm. Și am să-ți las link în descriere și deasupra, aici deasupra mea o să-l vezi. Și îți mai povesteam atunci despre un exercițiu pe care poți să-l faci dacă anxietatea și starea ta de agitație este dată de o imagine care îți reapare în minte. Nu știu, poate fi inclusiv o traumă din trecut, ai văzut ceva, poate ai văzut un accident, ai văzut, nu știu, niște scene din copilărie care încă nu îți dau pace. E, acela, al doilea exercițiu despre care îți menționez acum, poate să facă un pic de curățenie acolo, încât să nu te mai agăți de acele imagini și să reușești să îți cultivi niște gânduri mai constructive. Îți las și pentru acesta link în susul videoului și în descrierea lui. Așadar, astăzi trecem la cel de-al treilea exercițiu din serie, acela în care ceea ce îți creează starea de panică sau de anxietate este un sunet sau un zgomot sau o voce. Și ce poți să faci în cazul acesta? Ca și la exercițiul anterior, cel cu imaginea, am să te invit să te relaxezi și să respiri de câteva ori, preferabil cu ochii închiși. Apoi am să te rog să îți imaginezi că în fața ta este un radio și observ acest radio, cum este, ce culoare are, ce dimensiune are radioul respectiv. Observă butoanele și, dacă vrei, pune mâna pe el ca să-i simți textura, să-ți dai seama cum sunt butoanele, cum este materialul de pe fața radioului. În acest moment, după ce ai văzut în detaliu radioul, am să te invit să începi să auzi, să apeși butonul ON, deschidere, și în radio vei auzi acel sunet sau acea voce care te deranjează sau care nu-ți dă pace. Bun, ascult-o foarte puțin, apoi începe să dai butonul încet până când nu se mai aude. Iar dacă vocea sau zgomotul se încăpățânează sau apară, dă din nou volumul încet, încet. Poți să vezi efectiv ca un barometru, dacă vrei, pe fața radioului, dar un barometru care îți arată cum volumul se reduce până când tu nu îl mai auzi. Iar dacă zgomotul, să zic, vine din afară și nu vine din zona radioului, da? Imaginează-ți că ai în mână ca o bilă. O bilă care are o pâlnie deasupra. Și observă cum acel sunet prinde o formă ca un fum sau ca un praf sau cum vrei tu și este absorbit în bila ta. Iar acea bilă, tu o strecori undeva în interiorul radioului, ai o ușiță și o bagi acolo în radio și faci același proces de care îți spuneam până acum. Volumul dat mai încet, mai încet, până nu îl vei mai auzi. Abia aștept să-mi povestești cum funcționează exercițiul acesta pentru tine, acesta și celelalte. Sper să-ți fie cu folos și sper să-ți fie cu bucurie și sper să reușești să îți cultivi gânduri cât mai benefice pentru tine, gânduri care să te susțină și să te ajute să obții ceea ce îți dorești tu. Abia aștept să-mi lași un comentariu, să-mi povestești cum a mers și dacă nu ești abonat încă, nu uita să apeși butonul abonare și clopoțel. Te îmbrățișez, pe foarte curând!